Dar Chiurete nu s-a sculat, bă. E, s-o fi modernizat poliția. Acum apără cetățeanul direct din pat. Da, mă, și când somează infractorii, îi trage două sfărăitori în aer și două la picioare. Credeți voi că poate ne trezim cu el, că vine cu Elodia de dormitor. Ar fi ceva, știi? Bă, nu vă mai ajunge, bă, toată ziua să pescafiele. Trebuie să vă treziți de viu nopții. Noapte în capul al tău, Chiurete, dar noroc că ne-am obișnuit noi cu asta. Ia uite-te și mătăluța pe geam, ia vezi, nu cumva e lumina afară. Ce vorbe ești, mănenică? Păi, ești nebun? Să luminează de la ora 7? Care e 7, mă, că e 8? Apropo, da, tu nu te duci la cirvici? Cum e, bă? Ceasul meu? Ceasul tău e de polițist, bă. Așa e făcut să meargă, ca și mintea de polițist. Ca să potrivească amândouă, mai încet. Solniță idiotă. A rămas în urmă, bă. Francezii îi zic retard. Cred că s-au gândit la polițiști când au făcut traducerea asta. Ce faci, mă? Păi dau telefon la civil să găsești o scuză, ceva, ca să nu rămâi pe drumuri ca urolacul ăsta. Retard. Ile retard. Mărlane. La ce azi mă refeream, bă, în franse? Alo, fă-am legătura cu șeful, cam ceva urgent să-i transmit. Ce, mă, te-au dat afară? E o nebună. Că poate să fie ea șeful dacă vreau. Numai să-i spun ce vreau să facă. Dă-mi mie, dă-mi mie. Stai mereu, stai mereu, obsedatule. Eu am treabă, ție ți-ar de măscări. Alo, sunt agentul Chiurete și vreau... Ce zice, mă? Că vrea și ea. Că visează să o facă cu un agent ca James Bond ăla de la TV. Hai de la TV, dă-mi-o mie. Dă-mi-o. Păi direct cu potolit. Băi, ce acolo, mă? Voi ați nebunit, ră? Marietă, tu ești? Păi, nu face foarte dintr-astea cu mine, că m-am atrat cu te-aia. Fii atent, când o ajungi la birou, dacă nu ți-o înfrau eu botul ăla, A zis că vrea. Hei, lasă că ți-ar arăt eu, ți-ar clontul ăla al dreptul să-ți fie. Faci tu mie măscări dintr-astea? Marieto! Marieto! Vă uite-i cărete! Va plecați! A plecat cu ceasul meu, Ardi, chiar focul, a plecat, că era ceasul meu, mă. Era ceasul tău? Le-am țipat, păi era ceasul lui. Deci al tău era ceasul la retardat, care arăta ora 7 în loc de 8. Râzi ca bou, îl țin așa că e pe ora Franței, dobitocule, ca să mă obișnuiesc când o fiu legiune, să mă obișnuiesc cu fâsul oran. Păi, ce faci? Ce faci, bă? Ți-am spus că până nu particip la factură, n-ai de ce să pui mâna pe telefon! O, că nu dau pe factura ta! O suni pangerica să... și mă sună ea înapoi, îi dau doar bim, că are minute. Dracu de calic, de... Ce răspunzi, mă? Nu ți-am zis să nu răspunzi? Cum? Mie? Nu-i Angie. Atât de boiești, mă, încât să nu fii stare să formezi un număr de telefon. Păi mi-am ieșit în mână, dar când m-ai mă lăsat să... Cucoană, tu ești nebună, cum să te suni eu, Adinaur? Păi Adinaur, abia am ajuns la aparat. Eu te cer, mă face că... E perversă. Ea e de Adinauri? Cred că da.
Băi, 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 Marieta! Treaba voastră. Eu aveam gânduri mari. Alo, Marieta, sunt eu pupăză, sunt... Andreea, bă, boule, nu Marieta. Bă, bă, atât de tâmpit ești, mă, a închis. Bă, noi nu facem cumva atingere cu vreo linie erotică? Cine încarcă factura, dar ne băgă în foame? E... Unde sunt, mă? La deranjamente. Alo? E tot perversa. Ha? Hai că nu mai avem nicio programare, eu am plecat, da? Eu rămân, că trebuie să vină Chiorete să mergem să vedem un apartament. Am găsit unul beton și ieftin. Bravo, mă bucur. Hai, baftă. Să fie. Mai puțin. Să vii, mă. Tu crezi că eu sunt bătaia ta de joc? Dar ce am făcut, iubii? Ai zis la ora 5. E de ceasul, e ora 5. E 6, Chiorete, 6. Sau crezi că și eu sunt Chioară? Uite, cât arată ceasul ăla? Ne exprimă mica. Cu fi rămas în urmă. Că mai rămas și asta dimineață. Și de-abia l-am potrivit. Păi de altă scuză mai penibilă n-ai găsit? Tu chiar mă crezi proastă? N-ai mobil? Nu sunt ceasuri peste tot, pe toate străzile. Până și în autobuz sunt ceasuri, Chiorete, că nu mai suntem pe vremea lui Pasvante Chioru. Apropo, tu ești neam cu el că vă cheamă cam la fel. Eu te cer, domnșoară! Eu să știi că nu-ți permit a râde de numele meu! Dar să mă las să te aștept ca o proastă, îți permiți, a? Nesimțitule! Băi, dulceață scumpă, a, drăgostit e puțin zis, e mizilic, sunt topit după tine, da, în limbă, wow. Și dacă ai ști ce limbă, ce limbă profesionistă. Ce faci, idiotule? Păi tu cheltui milioane pentru liniile erotice? Stai, bă, liniștiți că nu-i nicio linie erotică, e... a fost eu la telefoane și am vorbit, e din cauza la ploaie. A ploiat în condensator, ea, în conector și face atingere cu gagicăroasa asta de câte ori vorbim undeva. Andreea o cheamă, cum da, altfel ți-am mai zis. Deci de-aia auzeam vocea tipei de câte ori formam cât un alt număr, a? E de cu aceva. Da, scuze-mă. Pe mine mă durește gagicăroasa, dar nu pe tine. Hai, pași pe covărăș. Mărane, tu ai nebunit? Păi tu ai deja o gagică. Vrei să te spun? Ceapă, balonatule! Te-ai spune că deja am vorbit cu Angelica, că m-am gândit la toate dinainte, mă! Că de-aia sunt eu dita mai... dita mai... vorba aia! Și voi sunteți niște pârniți de... de... vorba aia! Bă, tu vrei să spui că te-ai despărțit de baleniera ta și nu ne-ai zis? Nu, fraiere! I-am zis că particip la concursul ăla televizat, de care când te sună... de la emisiune, trebuie să răspunzi și dacă răspunzi, îți dă 2000 de euro. Păi și ce legătură are asta cu tipa? Păi are, că i-am zis că voi dă oftică ca să nu câștig eu premiu, nu o să mă lăsați să vorbesc. Ba chiar o să inventați că vorbesc cu parașute, cu panorame, nu știu ce. Și mi-a zis să vă transmit așa. Bă, dacă luați careva telefonul lui Ferdi al meu, mă crăp! Așa a zis. Hai, care mai vrei să vorbești? Eu. Adi! Deci se poate, nu? Marlane, eu îți dau 1000 dacă mă las să vorbesc cu tipa 2 minute. Taxa... Dar numai pe speaker. Bine, mă, pe speaker. Și eu tot 2 minute. Stai la rând.
Alo? Ferdi, eroule, mă las să aștept lângă telefon? Dragă, nu e Ferdi la telefon. Sunt eu, Costel Odonaț, adevăratul bărbat pe care îl cauți. Hei, dar n-au trecut deja 2 minute. După ceasul meu, da? De ce, pă, da, stai mărlane, da? Pardon, că acum este timpul meu pentru că am plătit și eu, da? Da, da, ăsta este telefonul meu, e pe numele meu, da? Adi! Ce ghinion! S-a deconectat! De ce văd astea? Bine, gogoașă! Băi, care știi, mă, numărul de la ora exactă? Nu te mai obosi, șmechere, că s-a deconectat, uite! Păi dă-vă unul telefon la deranjamente, că mie-mi trebuie telefonul! Păi câte, bă, ceasurile voastre, bă? 4:20. Ce coincidență, și ale mele toate e la fel! E, să vedem dacă și acum mai zice că întârzi, fițoasa! Pam, tarararam, pam, pam! Și acum tot din cauza ceasului ăla, idiot, ai întârziat, mă? Mai pardon, marmoanzel, că data aceasta am venit chiar cu 10 minute mai devreme. Iete dovada! Din 5 surse diferite, ca și la jurnalism. Corect. Ai venit cu 10 minute mai devreme. Decât data trecută, idiotule! Adică cu doar 50 de minute întârziere! Tu chiar crezi că dacă îți potrivești ceasurile alea după cum îți poftește ție inimioara ca să te scoți, mă și prostește, a? Uite-te cât e ceasul, măgarule! Da, de unde știi tu că nu e ăsta defect? Și-o ia înainte ca tâmpit? O fi vreo porcărie de-aia chinezească, ea? Serios? Păi da! Și asta tot o porcărie chinezească, e? Zi mai bine că nu vrei să mergem să vedem niciun apartament și te pretezi la măgării de genul ăsta. Ceea ce trebuie ca să nu scap premiul de mână. Că bestiile alea a deconectat telefonul ca să nu câștigăm noi. Ți-am zis eu că o să fie o luptă dură. Lasă-l naibii de premiu, că la ora asta sigur nu mai e niciun concurs. Hai mai bine să ne culcăm, că sunt ruptă. Mangi, dar aceea nu-i vorba de premiu. E vorba de prestigiul meu. De onoarea mea. E în joc onoarea unui fost erou, de ce zic eu nu-i fost erou, nu-i fost actual și viitor erou. Un erou ca mine nu renunță la luptă până la ultima clipă. Vrei să le dăm satisfacție la hienele alea? Hai că după asta aș fac un masaj ca să doar ca valiza în gară. Ferdi, m-ai făcut valiză? Metaforic vorbeam, dragă. Tu ești ca... Nu ești tu ce valiză pentru mine, tu ești Louis Vuitton, a mea, că ești de lux. Hai că-ți fac masaj, nu că te... Ziceam focul. Alo, ce faci, papușica dulce? Te-ai culcat, nu? Nu s-a culcat, Borlane, că vorbește cu mine. Nu-i așa, Andreea? Ba cu mine vorbește, gogoașă. Ba cu mine! În visele voastre, hipopotamilor! Domnișoara Andreea, dacă doriți un macho man, again, and again, and again, vă stau la dispoziție în... Vai, ce surpriză!
Nu pot să cred că se bat bărbații pentru mine. Care bărbați, dragă? Că doar eu sunt exemplar veritabil. Și mai sunt și vedetă TV pe deasupra. Bă, amărâtule, la ghiera aia de televiziune și portarul e vedetă. Iată. Da, mă, dar măcar el are servici, mărlane. Nu ia un rolac bătrân ca tine. Andreea, nu vezi, dragă, că ăștia sunt niște mitocani? Se ceartă în fața unei lady. Nu vrei să te întâlnești cu un megastar adevărat? Adică moi, Costello Dono. Ai auzit de mine, nu? Normal că auzi, mă. Tu ești papagalul ăla care l-a dat trei afară că a ajuns ardei umplut. Uflatule, dacă eu sunt ardei umplut, tu ce ești, mă? Dovlac umplut? Porc pe varză? Măi, băieți, eu credeam că vreți acțiune, dar văd că mă face să-mi pierd vremea degeaba. Vrem! Da, vrem! Da, vrem! Idioților! 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 Și-a luat-o în cap. Mă face să-l aștept la întâlniri cât o oră. Așa făcea și Van Damme. Până l-am făcut un pic gelos. Sălvește mielușelii acum, vine la întâlniri cu un sfert de oră mai devreme. Serios? Mhm. De unde știi? Păi așa vin și eu, mai devreme, să-l verific. Ce faci, dragă? Uite ce să fac, potrivesc și eu ceasurile astea, că le-am dat cu o oră înainte. Ce-ai făcut? Am avut un pacient foarte plictisitor. M-a ținut o oră și nu mi-a spus nimic. Ba că e timid, ba că e rușine. Mă rog, dacă ți-e rușine, nu mai veni la doctor, bă, du-te măta. Când s-a dus la toaletă, am dat și eu ceasurile cu o oră înainte ca să creadă că s-a terminat consultația. Adică i-am țipat la chiorete degeaba? Chiorete, vrea să te bage sub papuc. Tu crezi că eu n-am trecut prin asta cu Emma? Și cum ai rezolvat? Ehe, am făcut-o puțin geloasă și imediat a pus-o cu botul pe labe. Acum vine la întâlnire cu 15 minute înainte. Și eu la fel. Hei? Ca să o verific, mă. Păi. Fiți atenți cum facem, că așa n-ajungem la nicio soluție. Vorbim cu ea să se întâlnească cu toți trei. Și pe care îl place, cu ăla rămâne. E bine așa? Da, da. Beton. Ok. Dar nu-i ziceți nimic la Angelica, că dacă îi ziceți ceva... Păi se poate, cum să-i zicem? Păi doar suntem prieteni, nu? Așa, nesimțitule, vrei să te întâlnești cu fufele alea de la linia erotică, a? Dar la fufele alea nicio linie erotică! Aolea, amor! Da, păpușă, și alegi tu singurică. E, agentul nu poate să vină, că el e... Cine vorbiți, mă? Cu Gagicoza. Ceau, păpușe! Sunt eu, agentul secret. Auzi, mai rămâne valabilă fantezia aia lumatare cu James Bond? Bă, ce te faci, bă, în discuțiile noastre, mă? Că noi trebuie să ne întâlnim cu ea. Dă telefon! Au! Dă telefonul cu acei! Au! Gata, rămâne asta, gata, gata. La ce oră vrei să ne vizem, păpușe, ia? Opa! De asta mi-ai întârzit tu la întâlnire, a? Exact. De asta. Să vezi cum vine acum cu botul pe labe, ia. Ilga. Dă și mie numărul unui client mai arătos. Da, singurul client, mai de Doamne ajută, pe care îl avem, e ăla ciudatul care nu vrea să-mi zică ce problemă are. Da, mi, e bun și ăla. Bose, îl fac eu să-mi zică, hai. Da, domnule Gigi, preiau eu că Iuliana s-a îmbolnăvit. A făcut o alergie la egrasie. Tocmai de-aia vă și chem în altă parte, că sediul cabinetului l-am băgat în renovare, înțelegeți? Notați adresa? Da, a mea e zână. O să stai venele când o să vezi. Ba tu o să stai venele când o să vezi manechinul meu. Ce să spun? Da. A venit Andreea! Ba Gigi al meu, că e punctual, nu-mi place! Pleacă de aici! Aoleu, ce-i asta? Pa cine căutați? Pa cine, Chiorete?
Eu sunt. Eu sunt Andreea. Bă, măritule, tu ți-ai dat întâlnire cu un travestit ca să mă faci pe mine geloasă? Hai să-l vezi pe Gigi al meu, bărbat adevărat. Eu sunt Gigi. Aoleu. Domnișoara doctor de tine? Da? Am văzut eu că adresele coincid. Am zis că, știți, asta era problema. Mi-era jenă să-i spun doamnei Iuliana. Văzuși? Gigi. Rămâneți cu noi! Revenim imediat! De 2000 de euro. Doriți să participați? Normal că vreau! Iar ai sunat mă la aia? Da! Nu, iubito, am sunat la salvare! Închide telefonul că te omor! Eu sunt salvarea ta! Tu o sigur! Iată întrebarea. În ce țară se află sediul legiunii străine? Sediul legiunii străine se află în... Alo! Hai că te-am ajutat eu! Unde rămăsesem? Zici că te duci la toaletă și vii s-o suni pe fufa aia?